câteva zile, atât șoferii cât și pietonii pot observa apariția unui nou semafor în zona Școlii Generale Igheduca din Petroșani. Măsura a fost adoptată pentru a crește siguranța pietonilor care tranzitează intersecția aglomerată și în special a copiilor care merg la școală. Semaforul a fost montat ca o necesitate, mă rog, pentru că este o intersecție foarte aglomerată, în special dimineața când vin copiii la școală și la amiază când pleacă spre casă. A fost și un proiect pilot, dacă vreți, acest semafor inteligent, astfel încât să nu creăm nici ambuteiaje, nici blocaj de circulație și, sigur, să crească foarte mult siguranța pietonilor, în special a copiilor. Proiectul până acum văd că are succes în sensul în care rezultatele sunt cele pe care ni le-am dorit și vom extinde acest gen de semaforizare, în special la trecerile de pietoni în zonele aglomerate din municipiu. Inițiativa este una lăudabilă, întrucât prin instalarea acestui semafor, cât și a celor care urmează să fie amplasate în alte zone aglomerate, se diminuează riscul producerii unor accidente, iar cetățenii se pot simți în siguranță pe străzi.